Bătaie în piața centrală din municipiul Buzău. Doi precupeți au început să își împartă pumni și picioare după ce o vânzătoare s-a supărat pe colegul de tarabă că ia din cumpărători. Femeia, trecută de prima tinerețe, a sărit la gâtul celuilalt vânzător, iar cei doi au început să se îmbrâncească și să se lovească cu pumnii. Pe o înregistrare făcută cu telefonul mobil se vede cum doamna Mariana, așa cum o strigau cei de pe margine, trage cu disperare de colegul mai tânăr din spatele tarabei până îi rupe tricoul. Se agață apoi și de hainele nevestei celui care tocmai scăpa de furia vecinei. Mariana, de ce te-ai? Nicoleta! Ce are doamna? La scurt timp după ce s-a opintit în colegii din spatele tarabei cu ardei și vinete, doamna Mariana s-a prăbușit la pământ. Mai mulți trecători au asistat la spectacolul ridicol al zarzavagiilor, presărat cu scene violente și leșinuri. Au urmat reacții dintre cele mai diverse din partea martorilor. Unii s-au blocat la vederea scenelor violente, alții se îndemnau reciproc să sune la 112. În piața centrală a fost chemată o ambulanță, care a ajuns după ce femeia și-a revenit. Se pare că astfel de certuri sunt obișnuite între comercianții din Buzău, iar cele mai multe scandaluri apar mai ales la Samsari.